Procurorii DNA au finalizat un dosar privind fapte de corupție legată de eliberarea permiselor de conducere de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Arad. În acest dosar au fost trimiși în judecată noi inculpați, între care cinci angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, care în schimbul unor sume de bani ar fi permis fraudarea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducător auto în perioada 2022-ianuarie 2023. Cei cinci inculpați polițiști ar fi primit de la mai multe persoane prin intermediari, instructori auto sau alte persoane de încredere, sume de bani cuprinse între 200 de euro și 400 de euro în legătură cu fraudarea examenelor practice pentru obținerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost trimiși celor cinci polițiști de către intermediari, fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta față a autoturismului cu care urma să se susțină proba practică. De precizat este faptul că spre deosebire de persoanele favorizate în această manieră, candidații care susțineau proba practică, fără a remite sume de bani, ar fi fost conduși pe trasee dificile, astfel încât să aibă cât mai multe ocazii de a comite greșeli și implicit pentru a nu promova proba respectivă. În cauza a fost efectuată o investigație financiară, iar inculpații nu ar fi putut justifica proveniența unor sume de bani cuprinse între 300.000 de lei și 206.000 euro. Dosarul a fost trimis prejudecare la Tribunalul Arad cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză și de a se dispune confiscarea extinsă cu privire la mai multe sume de bani.